Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Septembrie este o lună grozavă pentru săgetători. Cariera va crește, norocul va apărea în sectorul financiar. Între timp, din 10 septembrie până pe 2 octombrie, Mercur va intra într-o fază retrogradă, încetinind semnificativ orice acțiune ale săgetătorului. Problema cheie a primei luni de toamnă poate fi că chiar și o relație solidă, dovedită, va deveni nesustenabilă. Săgetătorii se pot găsi în mijlocul unei confruntări în care interacțiunile cu prietenii sau patronii puternici pot aduce la nimic pentru ambele părți, te așteaptă o schimbare pe toate fronturile, inclusiv în viața personală. Poarteți numele cu mândrie și demnitate. Pentru săgetătorii liberi, astrele promit aventuri cu consecințe. Mulți săgetători așteaptă evenimente semnificative legate de casă și familie. Ai răbdare până luna viitoare și nu grăbi lucrurile. Dragoste, la începutul lunii, te vei distinge prin aroganță excesivă. Ți se va părea că ai dreptul să faci lucruri pe care nu ți le permiteai înainte. Numai că vor fi puține motive de mândrie, riști să jignești foarte mult o persoană dragă. Este posibil să fii suspectată de trădare. Dacă nu vrei probleme, atunci fii mai modestă și nu da cel mai mic motiv de îngrijorare și cu atât mai multă nu permite flirtul. În cele din urmă, viața îl va mulțumi pe săgetătorul singuratic. În prima jumătate a lunii, te așteaptă cunoștințe interesante, care probabil se vor dezvolta în ceva mai mult. Nu speria sentimentele sincere cu suspiciuni și îndoieli, pentru a nu pierde șansa de a experimenta adevărata fericire în dragoste. Mulți reprezentanți ai zodiei sunt atât de obișnuiți să fie singuri încât se vor simți inconfortabil într-o nouă relație. Va trebui să te obișnuiești mult timp cu un nou rol, să cauți un echilibru între obligații și libertate. Încearcă să nu ceri partenerului tău ceea ce nu poate face pentru tine prin definiție. Sănătatea. Săgetătorul este sănătos, dar trebuie să-și amintească despre prevenire în timp util. Dacă te simți rău, atunci nu te automedica și nu căuta un diagnostic pe internet, este mai simplu și eficient să contactezi un specialist. În a doua jumătate a lunii septembrie, bolile cronice se pot agrava, mai ales la persoanele cu probleme ale tractului digestiv. Încearcă să rămâi optimistă pentru a nu provoca apariția gastritei sau ulcerelor. Urmează o dietă, mâncarea nu ar trebui să fie doar completă, ci și cu program. Evită complet alcoolul. Aspectul ar trebui să fie tratat după cel mai recent apel la modă. Pe tot parcursul lunii septembrie, va trebui să fii adesea în public, să vizitezi diferite instanțe reprezentative, unde vei fi întâmpinată după hainele tale și te vei vedea în ochii celorlalți după gândul tău. Încearcă să arăți mereu irezistibilă. Dacă vrei să-ți schimbi radical tunsoarea, atunci fă una a doua decadă a lunii, pentru tine va fi perioada cea mai reușită. Procedurile cosmetice ar trebui programate cel mai bine după 20 septembrie. Banii. Circumstanțele astrale se dezvoltă cu succes pentru a-ți arăta cea mai bună latură profesională. Săgetătorii trebuie să fie pregătiți pentru situația anormală și forță majoră în muncă. Toată lumea va fi sigură că știi cum să iei decizii corecte. Tot ceea ce faci luna aceasta te va ajuta. Trebuie să înveți cum să cunoști oamenii potriviți. În septembrie această abilitate va fi decisivă în cariera ta. Autoritățile te vor ajuta cu plăcere la implementarea tuturor ideilor tale. Finanțele sunt pur și simplu grozave. Se vor deschide noi oportunități de venit pentru tine, există posibilitatea de a primi oferte financiare profitabile. Ar trebui să economisești mai mult, să eviți cheltuielile fără minte. Pe lângă locul de muncă principal, trebuie să înveți informații noi, să câștigi experiență. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!